Salman Khan n-a stat singurel la Sibiu. Paparații spynews.ro au descoperit că actorul de la Bollywood s-a întâlnit cu Iulia Vântur. Astăzi însă cei doi s-au despărțit, Iulia s-a întors la București, iar Salman a rămas la Sighișoara. Povestea de dragoste dintre Iulia Vântur și Salman Khan pare să continue. Paparații spynews.ro au descoperit indicii noi. Echipă de filmare mare, regizori, actori de la Bollywood și Iulia Vântur. Nu, vedeta noastră nu filmează și ea pentru producția indiană, ci pare că a venit special pentru Salman Khan. Chiar dacă s-a străduit din răsputeri să treacă neobservată, blonda a fost surprinsă de paparații spynews.ro cum intra în hotelul în care era cazat regele filmelor indiene. Îmbrăcată în negru, cu o geantă de firmă la sub braț și o coafură impecabilă, blonda a coborât dintr-un SUV și a intrat grăbită în hotel. Acolo ar fi așteptat-o nimeni altul decât Salman Khan, care se pare că ar fi invitat-o la o mică distracție alături de colegii lui de platou. Ce s-a întâmplat după petrecere, nu se știe. Cert este că în această dimineață, Iulia a ieșit din hotel cu un zâmbet de milioane pe chip. Îmbrăcată cu alte haine, vedeta avea de această dată părul prins neglijent la spate. Oare ce a împiedicat-o să se aranjeze? Dar să nu credeți că Salman Khan s-a văzut la Sibiu doar cu Iulia Vântur. Celebrul actor indian a avut și o întâlnire de gradul zero cu niște mioare autohtone. Hello.